veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Din nou putem să spunem, până aici, Domnul ne-a ajutat, slăvit să fie El. Încă o temă, alte discuții particulare ale Mântuitorului. Dacă am vorbit despre discuții care Domnul le-a avut cu unii dintre ucenici, acum vom privi la discuții cu alți oameni în afara ucenicilor. Vreau să înțelegem că Domnul Iisus și-a făcut timp, deși a slujit în mod plenar de doar 3 ani și ceva, și pentru persoane particulare. În mod special, în Evanghelia după Ioan și în cea după Luca, sunt discuții pe care Domnul le-a avut cu femeile sau lucrări pe care le-a făcut cu unii copii, pentru că fiecare dintre noi are nevoile lui specifice. După cum atunci când cineva este bolnav fizic, are nevoie el să fie vindecat, la fel, când cineva are stările lui sufletești de neîncredere, de neînțelegere, are nevoie de ajutor special și particular din partea Domnului. Domnul Iisus a venit și în procesul mântuirii pe care a urzit-o și a desăvârșit-o, a prins și lucrarea aceasta. Iată ce a zis El însuși, reluând profeția din Isaia, așa după cum găsim scris în Luca, capitolul 4, versetele 18 și 19, cuvinte rostite în sinagoga din Nazaret. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Un ajutor special pentru persoanele în nevoi. Vom privi mai întâi la discuții pe care Domnul le-a purtat cu femeile și apoi la alte discuții particulare purtate cu bărbații. Pentru că atât femeia cât și bărbatul se regăsesc și se împlinesc prin Domnul Iisus în planul de mântuire. De aceea se zice în epistole că în Hristos nu mai este bărbat sau femeie, rob sau slobod, evreu sau străin, ci toți au harul de a intra la Tatăl prin El. Discuțiile cu femeile le-am împărțit în două, mai întâi discuții cu femeile slujitoare și apoi discuții cu femeile păcătoase. Și vreau să regăsim în aceste categorii, în prima, femeile slujitoare, orice soră credincioasă care vrea să fie de ajutor lucrării Domnului. Și în a doua categorie, orice femeie care își vede păcatul ei și nevoia de mântuire și pe care Domnul, ca pe niște urmași ale Evei, sămânța femeii din care s-a născut și El, vrea să le mântuiască. Femeile sunt o parte necesară în lucrarea Evangheliei. Chiar dacă bărbaților le este dată prima parte, ele sunt de nelipsit în lucrarea Mântuitorului și în întreaga lucrare din Noul Testament. Iată ce scrie în Luca, capitolul 8, versetele 1 la 3. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el, dar Biblia continuă. Și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite duhuri rele și de boale. Maria, zise Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicului Irod, Susana, și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Deci, lângă grupul primar de slujitori al ucenicilor, era un grup de ucenițe. Prezența lor se observă, citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 26 și 27, chiar în deplasările pe care Mântuitorul le-a făcut. Avem aici referințe de la prezența Domnului în Iudeea, femei venite din provincia de nord, Galileea, ca să slujească, 26 cu 13. O referință despre una din ele și apoi despre mai multe. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Deci eu vorbind despre discuțiile și despre părtășia Domnului și a ucenicilor cu femeile, împlinesc de fapt această prorocie care Domnul a spus, că se va vorbi despre ea, despre ele. Matei 27, versetele 55 și 56. Acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și a lui Iosef și mama fiului lui Zebedei. Iată cum Domnul a avut nevoie de un Ioan și Iacov ca apostol, dar a avut nevoie și de mama lor ca să slujească. Reiese din mai multe detalii din Evanghelie că Domnul a fost sensibil, a fost mișcat de plânsul femeilor și la femei plânsul este foarte specific. O femeie este mult mai lacrimogenă decât un bărbat. Domnul a intervenit realizând toate cele 3 înviere. Se leagă de evenimente în care scrie că femeile plângeau. Luca, capitolul 7,
de la versetul 12. Când s-a apropiat de poarta cetății Nain, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era o văduvă, și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Iată cum Domnul parcă plânsul ei l-a motivat să intervină. I-a zis mai întâi, nu plânge, nu i-a fost tot una că plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți zic. Și apoi Domnul l-a dat înapoi mamei lui. Celălalt caz este în Ioan 11, de la versetul 31, unde Maria, cea care stătea la picioarele Domnului și asculta cuvântul, cea care și-a ales partea cea bună, își plângea singurul frate decedat. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea că ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și i-a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a turburat. Din nou, parcă Domnul mișcat de lacrimile femeii, a zis, unde l-a spus? Doamne, i-au răspuns, ei vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult. Și pe lângă aceste două evidențe clare, am mai notat și Luca, capitolul 8, versetul 52, unde, deși nu scrie în mod particular despre una dintre femei, totuși referința generală evidențiază acest aspect. Toți plângeau și oboceau. E vorba de fetița lui Iair, decedată curând. Atunci Iisus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Și știți că El a înviat-o. Dar Domnul nu este doar sensibil în plan sufletesc, când femeile sunt necăjite. Și cred că este un bun exemplu pentru noi ca bărbați. Să nu fim indiferenți când vedem o femeie întristată. În primul rând soțiile noastre, apoi o soră din adunare. Să nu fim insensibili ca Eli, care a zis, ești beată, du-te de te trezești. Și mai degrabă ca Elcana, care a mângâiat-o, ea a mâncat și Domnul i-a ascultat rugăciunea, împlinind-o prin nașterea lui Samuel. Este foarte interesant în Evanghelie că Domnul după înviere s-a arătat femeilor. A vorbit cu ele, le-a oferit bucurie, le-a învrednicit să ducă vestea cea bună. Din nou, parcă iese în evidență sensibilitatea Domnului pentru căutarea profundă de care au dat dovadă femeile. L-au căutat înaintea ucenicilor. E adevărat, femeile au sentimentalismul lor. Poate bărbații mai raționali au socotit altfel, mă refer la ucenici. Dar ele s-au dus să-L găsească. Și Domnul care le-a creat răspunde potrivit nevoilor lor. Să citim din Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 5 la 10, unde se observă grija Domnului și deschiderea pentru femeile care L-au căutat. Mai întâi prin cuvântul dat de înger și apoi prin însăși cuvintele Domnului Iisus. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit, nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede, spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Adică am fost nevoiți să vă facem cunoscut acest adevăr. Ele au plecat repede la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Deci Domnul ar fi putut să le lase doar cu cuvintele îngerilor, dar El însuși le-a ieșit înainte să le provoace o bucurie mai mare. Dumnezeu efectiv vrea să ne bucurăm. Și ce bucurie mai mare decât să vezi prezența unui Hristos înviat, care te însărcinează să proclame acest adevăr veșnic. De asemenea, din același moment, aceleași dimineți, Ioan 20, o discuție mai specială cu Maria Magdalena, care scrie aici de la versetul 11, ședea afară lângă mormânt și plângea. Același Domn Iisus, sensibil la lacrimi, plecând plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Versetul 13, femeie, i-au zis ei, îngerii, pentru ce plângi? El a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde L-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Și vă încredințez, surorilor, că plânsul dumneavoastră sincer, fie pentru nevoile ce le aveți, fie pentru o căutare sinceră înaintea Domnului, va primi un răspuns din partea Domnului.
Nu un plâns de supărare ca unor copii care nu le sunt împlinite mofturile, ci un plâns de durere, un plâns al căutării. Va fi răsplătit de un cuvânt din partea Domnului. Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis: Doamnele, dacă le-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să le iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Trebuie să observăm și Luca 23, în care Domnul din nou, văzând nedumerirea femeilor, întristarea lor, s-a oprit în timp ce mergea spre Golgota și a vorbit cu ele. 23 de la versetul 27. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de noroți și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Imaginați-vă cât de frământătoare era scena aceea. Nu i-a sensibilizat cu nimic pe romani. Ei își făceau serviciu, mă refer la soldați. Ceilalți erau prea înverșunați. Dar Domnul, sub mulțimea de dureri și de lupte spirituale, care sigur erau foarte puternice, a găsit resursele să se întoarcă spre ele și să zică: Fiice Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri, căci iată vor veni zile când se va zice: ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut. Atunci vor începe să zică munților: cădeți peste noi și dealuri acoperiți-ne. Iată o sesizare înțeleaptă. Uneori, în sufletismul dumneavoastră, plângeți poate pentru ce n-ar trebui plâns întâi și alte lucruri sunt de plâns. Eu știu de un părinte care își plângea copilul care, în urma un accident, era în comă și a murit. Și a fost un cuvânt din partea Domnului pentru acel părinte: nu-l plânge pe el, plânge pe un altul care era căzut de la credință. Domnul, ca unul care știa ce se va întâmpla cu Ierusalimul, mari cruzime au venit în anul 70. Și-a dat seama că acele lucruri sunt de plâns, nepocăința lor, nu răstignirea, care era un proces rânduit de Dumnezeu. Era o durere mare și pentru asta. Dar gândind celelalte probleme, necesitau mai mare frământare pentru ele. Și încă o referință din Matei 26, un caz petrecut în Betania, în casa lui Simon Leprosu, când, scrie aici de la versetul 7, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump și pe când stă el la masă, i-a atornat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis: ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta ar fi putut fi vândut scump, foarte scump, și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis: de ce face supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Gândiți-vă ce era în inima acelei femei, făcând socotelele după datele posibile ce le avem. Era salarul de pe luni de zile. Muncise zile multe la număr și în iubirea ei, în descărcarea sufletească ce a avut loc, a trecut de limitele zeciuielei, de limitele unui ajutor normal. A cheltuit peste ceea ce era obișnuit. O investiție care putea să rezolve alte probleme, au zis ei. Pentru că este foarte specific, repet din nou, femeilor, uneori și bărbaților, acest adevăr este valabil și pentru ei, ca într-un moment special de cercetare sufletească, să fie gata să accepte un sacrificiu. Și mie îmi vine să fac o comparație. Dacă Maria a dat banii de pe aproape un an de muncă, eu zic că o femeie care acceptă o sarcină înseamnă aproape un an de zile în care nu știu cât va putea munci și face o jertfă pentru Domnul. Și poate unii zic: de ce? În timpul acesta putea să facă alte lucruri, să realizeze altceva. Dar cine face pentru Domnul este apreciat de Domnul la adevărata valoare pe care noi oamenii nu o cuantificăm bine. Noi evaluăm corect, dar Domnul cântărește inima și răsplătește ca atare, slăvit să fie El. Vreau să observăm, să nu rămânem doar la aspectele de suflet, de sensibilitate, pentru că nu întotdeauna plângem. Cu surorile putem să avem discuții foarte tehnice uneori, foarte concrete, asupra diferite probleme, sufletești, gospodărești. Domnul a sfătuit femeile, le-a insuflat credința, a folosit credința lor. Mă deplasez în Luca capitolul 10 pentru a observa o discuție între Domnul și Marta atunci când ea l-a invitat în casa ei. Citesc de la versetul 39. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și i-a zis, și vă rog să vă imaginați așa o femeie care vine, nu valvârtej, dar foarte spontană și foarte directă: Doamne,
Nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Par indiferent de o slujire care o fac pentru tine. Zii, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu-i se va lua. De aici se pot trage multe învățături. În prim plan, Domnul le vrea pe surori în ascultare, Domnul pune în prim plan partea sufletească, dar nu neglijează partea gospodărească, suportul fizic, material. Dar dacă, luând exemplu concret de aici, vreți să faceți ceva pentru Domnul, aveți musafir sau pentru biserică, sub o formă sau altă, să zicem, avem niște musafiri aici, un exemplu concret. Unele trebuie să slujească la bucătărie și altele poate socotesc că au așa de mari nevoie de neapărat vor la rugăciune. Sperăm să nu se ispitească unele pe celelalte. Și unele trebuie făcute și celelalte. Dar tot ceea ce faceți, trebuie să faceți fără să vă ispitiți. Chiar dacă, să admitem, n-ar fi reușit să termine mâncarea la timp, chiar dacă s-ar fi ars ceva pe aragaz, cum este acum, și n-ar fi reușit, știu eu ce, mâncare, un meniu, tot liniștite trebuie să rămâneți. Pentru ca nu cumva frământate prea mult cu aceste pământești, cu copiii că nu sunt tot rezolvați și spălați și aranjați la timp, să fiți așa de tulburate încât să nu mai puteți primi cuvintele vieții. Asta ar fi o pagubă. În asemenea condiții, Domnul ar zice, atunci mai bine lasă-le nefăcute și mântuiește sufletul. Ele trebuie făcute amândouă, dar să nu se anuleze cele materiale pe cele sufletești. Invers, în ultimă instanță, mai degrabă. Și de asemenea, citez din aceeași familie o situație, Ioan 11, de la versetul 3, surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și de la 21, Marta a zis lui Iisus, potrivit cu vorba ce eu trimisesc, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Vedeți, i-a fost foarte sincer. Poate un bărbat ar fi zis, acum, dacă n-a fost, n-a fost, ce mai, dar ce să mai spui vorba asta? Dar o femeie nu este așa. Ea spune mult mai degrabă ce gândește. Domnul nu i-a catalogat asta drept o greșeală. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Mare realizare. Să porți mâhnirea că Dumnezeu nu te-a ajutat la timp și lucrurile s-au afectat. Trăgea nădejde când era în divorț cu soțul și sunt mai mulți în situația asta, peste tot în lumea asta. Doamne, dacă Tu intervii, soțul nu se desparte de mine. Și totuși Dumnezeu a îngăduit și soțul s-a despărțit. Va putea să zică sora după aceea, Doamne, dar știu că și acum Tu mă poți sprijini. Sau Tu încă poți să refaci familia noastră. Poți să-i dai viață. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Câtă siguranță în cuvintele ei. Chiar într-un moment de încercare. Pentru că, hai să fim sinceri, sunt unii printre noi slabi în credință. Domnul să nu-i lase, să-i întărească. Care atunci când se întâmplă o moarte în casa lor, un necaz, parcă se îndoiesc. Dar de ce nu m-a ajutat Dumnezeu? Sunt stări de deznădejde care vin, în mod special peste femei. De ce nu ne ajută Dumnezeu? Chiar dacă totul se va rezolva doar la înviere, tot este nevoie și Domnul să vă sprijinească să rămâneți tare în mărturisirea dumneavoastră. Și în același capitol, de la 39, dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Știți că Domnul a făcut orice lucrare pe baza credinței cuiva. La învierea lui Lazar, cea care a crezut și a declarat-o și scris, a fost Marta, o femeie credincioasă. Să amintesc 2 cazuri. Domnul în discuție cu femei păcătoase. Ioan, capitolul 4. În discuția de la fântâna din Sihar, apar 2 mirări. Nu era deloc obișnuită o asemenea discuție. Cunoașteți pasajul biblic, deci Domnul, în timp ce aștepta lângă fântână, a cerut femeii apă și i-a zis în versetul 9, cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samariteni. Domnul i-a explicat că ea nu înțelege cine este el, ce apă poate să-i ofere și apoi i-a cerut
Domnul i-a vorbit despre problema ei familială, despre bărbații care i-a avut și în mod legitim n-avea niciunul în acel moment. Ea i-a spus că sunt niște diferențe religioase, unii se închină la Ierusalim, alții pe munte. Știa despre Mesia că va să vină și o să le spună adevărul. Și Domnul a confirmat, eu sunt acela. Versetul 26. Moment în care au apărut ucenicii și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Evreii erau mult mai distanți de femei și privind în lumea aceasta la câtă mizerie este, chiar este bine să aveți o atitudine oficială. Dar asta nu înseamnă să avem o atitudine de respect sau de lipsă a discuțiilor. Pe teme sufletești, în condiții de normalitate, se poate discuta cu o femeie. Și femeia aceasta este dovedită aici în mod foarte clar, a fost recuperată pentru Domnul și chiar pentru lucrare, pentru Evanghelie. Că iată ce scrie din versetul următor, 28. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? O femeie care a slujit să ducă o veste bună. N-am amintit mai înainte că și ea, Maria Magdalena, fusese controlată de 7 demoni și după aceea devenise o bună slujitoare. Iată cum Domnul poate să refacă viața unor femei. Îmi spunea o femeie dintr-o altă parte a țării, când am întrebat-o cunoscând pe fiul ei, soțul vă este la credință? A zis, frate, n-am bărbat. În lume am încercat multe variante. Totul e deșertăciune. M-am pocăit acum de un an, doi. Și acum avea inimă pentru lucrarea Domnului. Îi fusese schimbată viața la 40 și ceva de ani. Celălalt caz, Luca 7, Domnul Iisus era în casa unui fariseu numit Simon și scrie de la versetul 17 că a venit o femeie păcătoasă din cetate, era cunoscută prin stricăciunea ei, nu știu exact despre ce era vorba, în asemenea situații probabil imoralitate, stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Își plângea păcatele și a sacrificat avutul. Domnul a dat un exemplu despre doi datornici, unul cu o datorie mai mare, altul cu una mai redusă. Și apoi a evidențiat femeia și scrie de la versetul 44, vezi tu pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar de când am intrat n-am încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un dilem, dar am uns picioarele cu mir. Vă rog să vă amintiți de profeția lui Ezechiel, unde este scris, când cel rău se întoarce de la păcatele sale, în ziua pocăinței lui, tot trecutul îi se șterge. Și femeile au un spirit de pocăință poate mai profund decât al bărbaților. Iată câtă smerenie, câtă pocăință lăuntrică și manifestată în exterior a evidențiat această femeie. Domnul care i-a cântărit inima, Domnul nu s-a lăsat înduplecat doar de lacrimile ei, că vezi că plânge și gata, ți este milă. Domnul a văzut atitudinea ei interioară. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate sunt păcatele. Cei ce își deau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Cred că pacea este dovada unei femei mântuite din starea ei de păcat. Sau ce a spus Domnul Iisus în Ioan 8, du-te și să nu mai păcătuiești. Pacea urmată de puterea de a rămâne în neprihănire este cea mai puternică dovadă cu o femeie pe care Domnul a spus că vor intra înainte la alții în împărăție. Că ea este credincioasă Domnului, că nu mai păcătuiește. Așadar, privind pe ansamblu, în dreptul femeilor, atât femei sfinte ca Maria, cât și femei păcătoase ca aceasta, au fost prinse în planul lui Dumnezeu de mântuire. Una, Maria, și altele ca ea, cred, și Salome a fost o femeie credincioasă, ca și mame deosebite. Altele poate n-au mai putut juca rolul de mame credincioase, evlavioase. Dar măcar în a doua parte a vieții, să slujească cu ce pot și cu ce au. Și Domnul să le ajute pe toate, amin. Să trecem la bărbați, să sperăm că ne-au așteptat cu răbdare și au privit cu milă, așa ca Domnul, spre discuția sau, în cazul meu, monologul care l-am avut pe seama dumneavoastră. Cu bărbații problemele discutate sunt de regulă de altă natură. Domnul a purtat cu bărbații discuții pe probleme materiale. Să observăm una, Matei 22, discuția asupra birului roman. Se poate dovedi din sondaje de opinie că dacă vrei să
captezi atenția bărbaților, trebuie anumite subiecte să abordezi. Pentru femei sunt specifice altele. 22:15. Atunci fariseii s-au dus și au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii, care i-au zis: învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să spese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne, dar, ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Au vrut să-l prindă într-o problemă de politică, pentru ca după aceea să-l poată învinui. Dar Domnul a răspuns cu înțelepciune. Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns: pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și i-au dus un ban. El a întrebat: chipul acesta și slovele scrise pe ele cui sunt? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el a zis: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Mirați de cuvintele acestea, ei l-au lăsat și au plecat. Pentru că în mod special atunci, dar poate și astăzi într-o măsură mai mare oricum, sigur ca femeile, bărbații sunt cei care adună bani. Se pune problema cheltuirilor. În ce măsură este corect să se facă anumite plăți sau să fie vreo eludare, vreo evaziune? Dumneavoastră, fiți atenți și la aspectul cheltuirii banilor, pentru că sunteți într-un fel, chiar dacă este caseria la femei, sunteți ordonatorul de plăți. Pentru ce semnați un ordin de plată, pentru ce nu-l semnați? Fiți atenți și la discuții. Eu vreau să luăm cazul acesta și să generalizăm ideea. Nu vă lăsați prinși de oricine cu orice fel de întrebare, și valabil și pentru sură. Mie mi s-a întâmplat recent, îmi zicea cineva: frate, dar evit să ne răspunzi așa cum te întrebăm noi. Nici nu cred că este înțelept să răspundem oricui așa cum vrea el să ne întrebe. Răspundem așa cum credem că trebuie. Răspundem la ce trebuie. Ne întreabă una și noi răspundem alta. Pentru că nu toate întrebările trebuie să aibă un răspuns așa cum sunt puse, pentru că nici ele nu sunt puse cu inimă curată. Cum adică eu să răspund sincer la o întrebare pusă în mod fățarnic? Înseamnă să fiu nepriceput. Răspundem cu înțelepciune. Oricum, din răspunsul Domnului se înțelege că trebuie să participăm din contribuția noastră sau din venitul nostru, să contribuim atât la lucrarea lui Dumnezeu, cât și la apartenența noastră socială în țara în care trăim. Adică trebuie să coexiste și Roma și Ierusalimul. Nu vom desfința noi cezarul și cu atât mai puțin nu vom atenta la drepturile lui Dumnezeu. O altă discuție tot pe probleme materiale. Luca 12. De data aceasta n-avem treabă cu statul, nici cu biserica, avem treabă cu familia. Și sunt multe frământări legate de probleme succesorale, dezbateri între frați, la cine a lăsat tata averea, cum să se împartă. Uneori trebuie să arbitrăm între copiii noștri, cui se rămân anumite obiecte, la cine da, la cine nu. Și vă rog să luați sfatul Domnului Iisus. Citeți la versetul 13 din Luca 12. Învățătorule, spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omul i-a răspuns Iisus: cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul apuției lui. Deci datoria noastră nu este în primul rând de a studia dreptul și de a face avocatură și de a ne implica juridic. Datoria noastră este de a învăța oamenii să nu fie lacomi, pentru că pe doi oameni lacomi nu-i poți mulțumi pe amândoi. S-ar putea nici pe unul. Că te gândești să-i dau și la celălalt ceva. Și el așa e de lacom, de ar vrea tot, bancă dacă ar fi mai mult. Și atunci ar însemna doar să ne alegem cu resentimente multiple. Domnul nu s-a implicat, deși în mod sigur ar fi putut să facă o judecată dreaptă. Ar fi putut să scoată la iveală lucruri ascunse și să le închidă gura. Nu asta este cel mai important, ci să înțelegem că sarcina noastră este maximum de a rezolva problemele sociale și materiale dintre frați. Din lume, nu. Domnul a zis prin Pavel, că Pavel de la Domnul a primit Evanghelia în 1 Corinteni 6, între frații e bine să se rezolve neînțelegerile, dar cât despre lume? Noi nu suntem puși judecători. Ce ar însemna să ne amestecăm cu articole la ziar, cu fel și fel de alte mediatizări a unor nedreptăți și să scoatem noi în evidență lucruri câte se petrec? Asta e frământarea noastră? Mult mai degrabă să nu ne complicăm prea mult cu aceste probleme și să încercăm cu înțelepciune și cu jertfire, cu încredere în Domnul să tratăm problemele. Domnul dă mai departe exemplul unui om bogat, care avea mult, mult și a fost catalogat drept nebun, pentru că scrie în versetul 21, tot așa este
și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu? Motivul numărul unu pentru care Domnul nu ne recomandă să ne lansăm prea mult în neînțelegeri de genul acesta este că ne vor cupla total și vom uita de Dumnezeu. Uitați-vă ce a vorbit Domnul. Iisus a zis apoi ucenicilor săi. Radiați titlul acesta, zic că vă încurcă, măcar că e bun, în sensul că tratează îngrijorările. Dar Domnul a spus aceste cuvinte după discuția cu omul acela. Nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcăminte. Dar vă rog să rețineți în contextul de atunci, asta nu înseamnă să nu te îngrijești, să nu muncești. Înseamnă să nu te frămânzi la gândul că alții ți le iau, că ți se face nedreptate, că frate tău nu-ți dă, că sorul ta nu-mi parte cu tine. Și zici, dacă mi-ar face Dumnezeu dreptate sau dacă aș câștiga procesul, atunci aș fi liniștit. Noi suntem liniștiți că ne întreține Dumnezeu prin grija Lui, nu pentru lansările noastre în frământări materiale și economice. Și citesc din același capitol și de la versetul 28. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi puțin credincioșilor. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Deci, repet, nu înseamnă a nu le căuta în mod normal, a nu munci, ci înseamnă a nu te certa, a nu avea conflicte, a nu te duce în tribunal pentru lucruri la care poți să renunți, că Dumnezeu îți poate da. Asta nu înseamnă că este interzis cu desăvârșire ca cineva să-și apere drepturile. Dar vedeți să nu vă prindeți toată viața cu stări din astea, că nu mai termin. Un caz concret. Un frate avea un frate de corp necredincios și așa l-a înșelat încât un pământ, o bucată de teren, a plătit-o a doua oară și din nou trebuia să o plătească pentru ca să o aibă și avea 8 copii. Și a zis, de data asta mă duc el în lege. Nu eu mai las, am plătit de 2 ori, 3 ore să o plătesc. Și a avut un cuvânt din partea Domnului. Smerește-te că eu te voi binecuvânta, lasă-le așa. Că dacă nu te vei coborâ până la țărâna pământului și apoi te voi ridica de acolo. El a zis, nu mai pot să o las. La câteva zile, lucrând în mine, a fost un accident foarte grav, operații multiple. Îmi spunea copilul lui, avea vreo 13-14 ani atunci, și când ne-a spus medicul să ne pregătim că moare, m-am gândit, gata, moare. Și zicea el, eu eram cel mai mare, cum voi griji de frații mei? La care mama s-a lantărit și a zis, Dumnezeu a spus că nu moare, pentru că n-a lăsat în conflictul cu fratelui de la pământ, va fi coborât până la țărâna pământului. Și de aici Dumnezeu îl va ridica. Și astăzi trăiește. Sunt de atunci 20 de ani. Dar Biblia nu recomandă să ne certăm de la problemele pământești. S-ar putea să fie îngăduit la vreo pagubă de genul acesta, cineva să nu mai recunoască. Feriți-vă de lăcomie, iar dacă ziceți, dar nu sunt lacom, frate, dar astea sunt nevoile mele, atunci feriți-vă de îngrijorări, că Dumnezeu poate să vă ajute. Slăvit să fie El. Au fost câteva discuții cu bărbații și în plan teologic. Asta e din nou o problemă care îi frământă mai mult pe bărbați. Rolurile nu prea fac multe partide, în sensul că unele cred așa, altele cred altfel. Ni se asociază și ele, dar bărbații repede se dezbină și gata, diferă, care cum crede. Domnul Iisus a avut discuții pe teme religioase încă din copilărie. În capitolul 2 din Luca, versetele 46 și 47, stătea cu bătrânii, le răspundea, întreba și el. Și mai târziu în viață, întrebările și răspunsurile erau foarte frecvente. Hai să citim din Luca 10, de la versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Și el a răspuns, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Bine, ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Adică, vă rog să rețineți, deși Domnul a detailat atât de profund și a îmbogățit fiecare poruncă și vă dați seama cu câtă înțelepciune putea să detaileze cuvântul, nu s-a lansat în fel și fel de discuții și de formulări filozofice pe care oricum masa de oameni tot nu le poate prinde. Domnul a fost adeptul unei predicări practice. Ce să facă oamenii? Fă așa și vei avea viața veșnică. Adică nu e chiar atât de complicat. Două porunci, să-L iubești pe Dumnezeu, pe aproapele, dar asta trebuie practicat. Și Domnul te-a dat o pildă în care să-i surprindă neîmplinirea poruncii a doua, iubirea aproapele. Un preot și un levit care trecuseră indiferenți pe lângă un om căzut între tâlhari. Dar un samaritean a avut milă, adică a avut iubire și l-a tratat cu îndurare. Și Domnul i-a zis în mod aplicativ, versetul 37, du-te și fă și tu la fel. Deci, bărbaților,
Dacă ar fi să-L avem pe Domnul aici între noi, să-L întrebăm, Doamne, foarte bine că ai venit. Avem diferențe categorice, unii credem așa, alții altfel, lămurește-ne. Care are dreptate? Cred că Domnul ne-a spune, problema e nu care are dreptate din punct de vedere teologic, ci cine vrea să facă din punct de vedere practic ce îi spun. Asta pe mine mă interesează. Cine ar vrea să meargă să împlinească atâta cât înțelege? Și ar fi Domnul foarte bucuros pentru asta. Adică fiecare să realizeze cât poate, cât știe. Dacă nu suntem de vreo părere, Dumnezeu ne va lumina, dar noi să avem un singur scop, zice Pavel în Filipeni 3, să alergăm spre țintă. Doamne, ajută-ne! Ce folos ar fi să avansăm doar doctrinar și să cunoaștem? Da, să cunoaștem, să știți limbile originale ale Bibliei, să studiați în toate privințele. Dar pe Domnul interesează aplicația. Tare îl doare și socotește nebun și orbi pe niște oameni care șed pe scaunul lui Moise, care se pretind cunoscători ai legii, dar nu împlinesc. Zic și nu fac. Și de asemenea e supărat Domnul pe cei care aud și nu fac. Deci, dacă ar fi să intrăm cu Domnul într-o asemenea discuție, în primul rând îl interesează cine vrea să meargă să împlinească. Că îi spun eu cum. Căci Domnul ne lămurește, numai să fim gata să facem. Vreau să mai observăm aceeași idee și din Luca 7. Revin la întâmplarea din casa lui Simon, de la versetul 39. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Vă rog să observați fondul fariseic și respectiv fondul de penitență al femeii. Oricum, nu o să-i dăm noi lecții la Dumnezeu, tot El ne dă nouă. Pe Domnul interesează când venim la adunare, nu cum am structurat noi lucrurile, ci care este poziția noastră înaintea Lui. Domnul aprecia în mod sigur cele două zile de post ale fariseului, din altă împrejurare. Dar dacă n-a avut o atitudine de pocăință, cele două zile de post nu i-au slujit decât poate la sănătate. Domnul vrea, în aceeași idee, să venim cu sinceritate înaintea Lui și pentru noi prezența la adunare să fie una reală. Nu-L interesează atât de mult, cred eu, dacă nu este așa, rog să mă ierte. Formulele, pe Dumnezeu îl interesează în mod implicit reacția. Ce se petrece, ceea ce se întâmplă în inima oamenilor. Domnul le-a formulat în mod diferit în Vechiul Testament, în Noul Testament, dar ce caută e același lucru. Credință, în Vechiul Testament, dreptate, milă, astea le caută Dumnezeu. Nu în primul rând felul în care noi le formulăm și cum le definim. Și încă o discuție, o ultimă discuție pe care o surprind, Luca 20. Uneori facem calculele noastre, plan apocaliptic sau în multe alte domenii și le punem așa una lângă alta, creăm ipoteze, supoziții. S-au dus la Domnul de la versetul 27 niște saducei care vreau să justifice crezul lor doar în viața de aici, necredința în înviere. Învățătorule, știm că ne-a scris Moise și iată cum potriveau ei versetele. Și vă rog să vă dați seama că uneori așa se întâmplă. Potrivim un verset, îl clădim, mai clădim încă unul și facem o teorie. Dacă moare fratele cuiva, având nevastă, să o lase la fratele său, să-i ridice urmași. Și ziceau ei, nu știu cât a fost de adevărat, au fost 7 frați, toți au avut de nevastă aceeași femeie. În urma tuturor a murit și femeia, deci la înviere nevastea căruia dintre ei va fi femeia, fiindcă toți 7 au avut-o de nevastă. Și imaginați-vă că ei socoteau că au dat șahmat acum, gata. Asta e clar, nu mai ne poate contra cu nimic. Iisus le-a răspuns, fiii veacului acestuia sunt soară și semărită, dar cei ce vor fi găsiți vredni să aibă parte de veacul viitor și din viere între cei morți nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Hai gândiți-vă, aceste detalii sunt foarte clare în Biblie. S-a trudit Dumnezeu de multe ori să explice cum vor fi oamenii în rai. Nu, accentul cade chiar în răspunsul Domnului, cred eu, pe expresia cei ce vor fi găsiți vrednici. Asta să vă intereseze. A cui o fi nevasta? Lasă că o rezolvă Dumnezeu problema asta. Dar a zis, nici nu mai trebuie rezolvată. Pentru voi problema e, veți fi găsiți vrednici să fiți acolo? Grija noastră e să ajungem acolo? Nu ce-om face acolo, că nu s-a arătat încă. Sunt doar așa spicuiri, ne-a spus Domnul să ne apuce dorul. Dar nu ne dă detalii. Gândiți-vă dacă ar fi detalii în Biblie despre tot ce ar fi rai. Cred că ar mai trebui la teologie să mai fac un an de facultate. Să o lămurească și pe asta. Dar nouă ne trebuie pocăință să ne trudim să ajungem acolo. În rest avem doar idei. Le folosim, le preluăm așa cum sunt și ne bucurăm că va fi cumva bine. Nu pricep cum. Noi suntem obișnuiți să fim familiști, dar vom fi acolo ca îngeri. Și să încheiem,
socotind că Domnul Iisus, și vă citesc pentru asta din 1 Ioan, capitolul 1, a venit să instaureze o religie a milei, a comuniunii, a intrării fiecărui om la Dumnezeu. Și bărbații și femeile, în mod particular, au acces la Dumnezeu, cu toate întrebările noastre, cu tot plânsul nostru. Ce frumoasă e credința asta! Nu trebuie să te duci la templu ca beata Ana să găsești un preot care nu-i în formă. Nu! Te închin direct înaintea lui Dumnezeu, El se ocupă de tine, de nevoile tale, de nelămuririle tale, dar lasă-L pe El să te învețe. Nu fi prea isteț și spune, Doamne, zi la soră mea să-mi ajute, Doamne, acolo nu va fi ceva în regulă. Vezi că nu-i bună legea care-i dat-o, a cui va fi femeia. Lasă-L pe Dumnezeu să dicteze în discuția asta. Cum spunea recent un tânăr că suntem poate chiar obraznici, nu acceptăm să ne spună Dumnezeu până la capăt ce are să ne spună. Să-L ascultăm cu respect. Și scrie Ioan aici. Și vreau să luați aceste versete ca și o concluzie pentru părtășia noastră în studiul acesta. Și să credeți pe Domnul că se implică în toate nevoile oamenilor, de la eliberarea lor până la mulțirea pâinilor. Un Dumnezeu sensibil la nevoile tale sufletești, la nevoile tale gospodărești. Un Dumnezeu care stă aproape, care trimite îngerii să-ți rezolve problemele, dar un Dumnezeu care nu te lasă să te implici în lucrurile lumii, te scoate din lume. Care vrea să tratezi cu înțelepciune problemele materiale și să se frământe cele spirituale, în primul rând, de trăire, adică o viață curată. Zicea la un moment dat Pavel să nu purtați grijă de firea pământească, îi treziți poftele. Deci, fără prea multă preocupare în problemele pământești, în sensul conflictual, în sensul interesului major și a preocupărilor excesive, să le tratăm, cum spunea un frate, am avut o mașină, am tratat-o ca pe un idol, până când mi-a luat-o Domnul și am spus, Doamne, a doua mașină o să tratez ca o mașină. Atât. Mă folosesc de ea și îți mulțumesc din inimă că mi-ai dat-o. Dar nu o să mai tratez punând-o pe un alt rang decât cel care îl merită. Iată ce a scris Ioan. Din ce a înțeles el? Că vă spuneam că în Evanghelia după Ioan sunt foarte multe discuții particulare. Domnul cu Nicodim, cu Samariteanca, cu Marta, cu Maria. 1 Ioan, capitolul 1 cu 1. Ce era de la început? Ce am auzit? Ce am văzut cu ochii noștri? Ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții? O credință foarte palpabilă, foarte socială. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și că în El nu este întuneric. Dacă zice că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Doamne, fă lucrarea aceasta. Așa i-ar place Domnului să vadă o biserică. Foarte aproape de inima Lui și foarte aproape cu inimile unii față de alții. Dar asta nu se poate decât dacă în mod particular fiecare îl înțelege pe Domnul. Și atunci, să știți că e frumos într-o asemenea biserică. Nu cred că cineva ar refuza și ar pleca dintr-o asemenea biserică unde e așa căldură sufletească în sfințenie să se ducă în altă biserică. Cred că mai degrabă am preferat să stăm într-o biserică fără formații speciale, fără oameni de mare tale care știu să vorbească foarte filozofic și am căutat ceva curat, ceva sfânt, ceva plăcut și la suflet. Și ca să mă înțelegeți, vă dau exemplu unei familii. Ce nevastă ar vrea un director peste o firmă multinațională, dar care atunci când vine acasă o tratează mai rău decât pe femeia de servici de la birou? Vă spune, mai bine atunci îl prefer pe omul de servici decât pe director, dar vreau când vin acasă să am o deschidere față de el, banii noștri în sărăcie sau în bogăție să-i discutăm împreună, să-mi pot spune frământările sufletești. Așa ceva ne vrea Dumnezeu. Să intrăm la El, dar să intrăm la El cu dorința de a ne sfinți, că El vrea să ne mântuiască, slăvit să fie El. Domnul să ne primească ori de câte ori necesar în audiență. Și când mergeți în audiență la Domnul, lăsați-L să conducă discuția. Și după ce veniți înapoi la frați și la surori, vedeți, nu-i apucați de gât, după ce v-a iertat Domnul de 10.000 de galbeni și ieșiți așa de ușurat de la El din birou, să dați cu vreunul șanț, mergând înapoi spre casă, spuneți, măi, tu mi-ai dat 100 de lei, iartă-l cu toată bucuria, strigă-i de departe, vezi, poate apucă pe altă stradă. Stai să spun ce bucurie am,
Și de bucuria asta am și uitat că mi-ești dator cu ceva. Cred că dacă auzea un asemenea raport stăpânul, să-i zică vreunul așa într-o pauză, să vezi la ce am fost martor. Unul a venit de aici, nu știu ce ați făcut cu el, dar așa era de entuziasmat încât l-a întâlnit pe unul și a zis să nu mai spui că mi-ești dator. Eu așa ceva nu țin minte. Cred că s-ar fi bucurat stăpânul. Dumnezeu se va bucura? Da, și ne vom bucura și noi, Doamne. Ajută-ne să putem păstra bucuria asta. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.